Haji, e tu? Yeah, are you ready? Salutare, dragilor, și bun venit la un vlog mai scurt, deoarece, Doamne, ultimele două săptămâni au fost incredibil de intense. Pe lângă master, mai lucrez și la niște proiecte filmate în această primăvară, așa că dacă apreciați ceea ce fac, nu uitați să vă abonați și să dați un share la acest video. Efectiv, îmi mănânc nopțile ca să mai postez și pe YouTube. Lăsând drama la o parte, să știți că o să montez mai încolo ce am făcut în astea două luni. Ca și spoiler, nu mare lucru, nici măcar nu m-am plimbat prin Londra, de când am venit aici, drumul meu e același. Ba de acasă până la Hammersmith, sau de acasă până la facultate. Ce momente! Nu am apucat să-l acum, uite ce cute e! Nu jură! De două luni tot fac cumpărături și tot comand lucruri și tot nu mi-e gata camera. Într-adevăr, am muncit foarte mult la ea pentru că o să-mi petrec enorm de mult timp în casă la editat. Așa că o să revin cu informații despre chirie, prețuri și traiul în Londra. Astăzi, în schimb, vreau să vă arăt ce am făcut în primul weekend după începerea masterului. Prima zi de școală a fost joi, în 22 septembrie, iar vineri, un coleg ne-a propus să participăm într-o competiție care presupune să realizezi un scurt metraj în 48 de ore. Adică te înscrii vineri seara, primești o temă, cuvinte cheie, iar duminică seara la ora 6, filmul trebuie trimis. Desigur, nu a participat toată lumea, dar am strâns un grup destul de măricel. Și cum nu îmi cunoșteam colegii, nu m-am încumetat să iau nu știu ce rol, că eu experiență în așa ceva nu am. Nu am regizat niciodată, nu am fost niciodată într-un set de film, platou de filmare și așa mai departe. Așa că am decis să mă ocup de Behind the Scenes, un video care oricum era opțional. Ceea ce am uitat să vă spun este că înainte să ne apucăm de acest proiect, adică vineri pe la amiază, am avut onoarea de a viziona Top Gun și de a povesti chiar cu editorul acestui film, adică Eddie Hamilton. Școala ni l-a adus ca invitat special chiar de pe platourile de filmare de la Mission Impossible. Asta ca să vă faceți o idee de ce masterul ăsta costă al naibii de mult. După Eddie Hamilton, tot școala ne-a făcut cinste cu o bere și abia apoi ne-am apucat noi de născocit idei. Sâmbătă a fost zi de filmare și normal că ne-am întârziat cu absolut tot ce se putea. Normal că ne-au intrat o grămadă de oameni prin cadre, că na, filmam și noi în parc. Dar cel mai important e că am încheiat cadrele înainte să se termine bateriile, că nu ne-am certat deloc, iar la final de zi eram cei mai buni prieteni și probabil cei mai obosiți. Cât despre duminică, planul era să terminăm editatul pe la 4 și pe la 5 să încărcăm filmul, însă cei doi băieți care se ocupau de editat s-au mișcat cam încet și au cerut ajutor când era deja prea târziu și nu mai aveam timp să facem nimic. Și m-am enervat așa de tare pentru că am stat toată noaptea ca să-mi termin videoul la timp. Așa că în momentul în care efectiv toată lumea a renunțat complet, am decis să trimit montajul pe care tocmai l-ați vizionat în loc de short film. Am zis că mai bine să trimitem ceva decât nimic. Bine, videoul conținea un voice-over în engleză în care explicam cum ne-am chinuit noi să facem filmul ăsta în 48 de ore. Film care, apropo, nici măcar acum nu e editat. Cred că o să mă ocup eu de el într-o zi și o să vi-l arăt și vouă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Ne vedem în episodul următor. Pa! Lots of talented people here. I'm excited to see the final product. Good job, everybody! Woo! Yo, Amalia! Woo!
elefant.